căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Noi știm că cina Domnului are de-a face cu cele trei aspecte importante din viața noastră, cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul. Este una dintre lucrările care zugrăvesc cel mai frumos mântuirea din viața noastră, istoria mântuirii. De fiecare dată când stăm la cina Domnului, noi ne amintim de lucrarea aceasta pe care Hristos a realizat-o. Și exact așa cum e mântuirea, are faza trecută, da? Momentul când am fost convertiți, când Duhul Dumnezeu ne-a schimbat, are faza prezentă a sfințirii, a trăirii cu Dumnezeu și are faza viitoare a glorificării, când vom fi transformați și vom fi apți pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa și cina Domnului ne amintește aceste trei aspecte: aspectul trecut, aspectul prezent și aspectul viitor. Aspectul trecut are de-a face cu partea comemorativă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. La cina Domnului nu avem cum să trăim semnificațiile corect dacă nu retrăim și nu comemorăm ceea ce a făcut Hristos pentru fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu o facem în numele altcuiva, o facem spre pomenirea Domnului. Hristos, de altfel, ar trebui să fie centrul. Când ne raportăm la cina Domnului, ne raportăm la Domnul Iisus, la lucrarea pe care a făcut-o. Important să trecem prin mintea noastră, să ne amintim de toate momentele suferinței Domnului Iisus. Să mergem pe la Golgota, dar înainte să mergem pe la Gabata, să mergem la cei care l-au bătut, l-au batjocorit, toate momentele acelea și să ne aducem aminte ceea ce a făcut Hristos. Uitați-vă, noi ne considerăm importanți și câteodată așa ne bucurăm și cântăm că avem valoare în ochii lui Dumnezeu, că suntem cineva, dar nu, să nu uităm lucrul acesta, că tot ceea ce datorăm, datorăm Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu! El a pus această valoare în noi, am fi fost niște nimeni. Și uitați-vă câtă preocupare a avut Hristos pentru cei din vremea Lui, ne referim doar la momentul suferinței. Întâi și-a pregătit ucenicii, i-a sfătuit, i-a iubit, a avut timp să se îndrepte spre femeile acelea care plângeau să le vorbească, a vorbit mamei Lui pământești, a vorbit tâlharului de lângă El, s-a rugat Tatălui pentru cei care îl băteau, care îi provocau răni, rugându-L pe Tatăl să ierte pentru ignoranța lor. Și dacă Domnul Iisus în momentele acelea a avut atâta grijă pentru cei din jur, cu atât mai mult astăzi duce lucrarea aceasta de mijlocitor, de cel care vrea să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Tot ce avem, avem datorită Lui, de aceea Hristos trebuie să fie centrul în viața noastră. A fost întrebat nu odată, de mai multe ori, de ce totuși cu pâine și cu vin? De ce elementele astea? Ce reprezintă? De fapt este, dacă vreți, asta în mod special și pentru cei care nu prea suportă predice sau învățătură cu obiecte, este, dacă vreți, o predică cu obiect pe care l-a lăsat-o Dumnezeu. Sunt aceste elemente care sugerează și le-a ales Domnul, ne-am ales noi. Domnul Iisus, într-un moment de sărbătoare a Paștelui cu ucenicii Săi, a luat pâine și a luat vinul, le-a binecuvântat și din momentul acela a stabilit un nou legământ. Intrăm într-o nouă fază din istoria noastră, în nou legământ cu Dumnezeu. Și pâinea simbolizează trupul Lui care s-a frânt, trupul Lui care a suferit, trupul Lui care și-a dat viața. Și sângele și vinul sugerează sângele Domnului Iisus Hristos. Și când avem elementele acestea, nu avem cum să nu ne gândim la semnificație. Păi până la urmă, de ce fac lucrurile acestea? Vreau să trăiesc aceste semnificații. Într-un moment de seară, împreună cu ucenicii, într-o încăpere întunecată, într-o încăpere mică, dintr-o dată masa aceea a căpătat o valoare extraordinară. Să nu uităm că în același timp la Ierusalim se sărbătorea Paștele și era o masă pompoasă, o masă, dacă vreți, unde acolo erau toate camerele și acolo era centrul atenției. Și Domnul Iisus, Dumnezeul întrupat, împreună cu câțiva ucenici, dă o valoare deosebită acestei mese. Îi dau eu valoarea aceasta? Astăzi sunt chemat să comemorez lucrul acesta. Când mă gândesc la trupul și la sângele Lui, nu mă gândesc la compoziția chimică.
Nu mă gândesc poate neapărat la înfățișări, eu mă gândesc la valoarea pe care o are pentru viața noastră de mântuire. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Deci are valoare comemorativă, mă gândesc, mi-aduc aminte. Apoi are o valoare actuală, de fapt eu mă verific înaintea lui Dumnezeu și este, dacă vreți, o valoare continuativă. Ori de câte ori spune cuvântul lui Dumnezeu, asta mă învață că nu este ceva sporadic, nu iau cina doar când am eu chef câteodată, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să faceți spre pomenirea mea. Asta îmi spune că trebuie să fie ceva, dacă vreți, o normalitate, dar nu în sensul că m-am obișnuit cu lucrul acesta, să fie ceva, o dorință, o căutare, ori de câte ori, mereu și mereu să fac lucrul acesta. De fapt, primii creștini făceau des, erau unul dintre cei patru piloni pe care se sprijinea biserica, frângerea pâinii, era o activitate continuă în viața lor și aș vrea să dăm și noi valoare la lucrul acesta. Când stau înaintea lui Dumnezeu și mă cercetez la timpul prezent, eu vreau să-mi verific viața mea în relație cu Dumnezeu și viața mea în relație cu ceilalți. Eu trebuie să mă verific în relația cu frații mei. Cum mă raportez la ei? Pentru că cina Domnului lucrează și legătura aceasta frățească, lucrează și la unitatea noastră. N-am cum să stau indiferent aici, trebuie să văd cum sunt relații cu frații mei, iubesc, îi iert. Uitați-vă că Apostolul Pavel mereu și mereu face referință la lucrul acesta în epistolele care le-am citit săptămânile acestea. Într-una erau îndemnul acestea să ne iubim, să căutăm legătura frățească, nu vă mușcați unii pe alții. Iubiți-vă, iertați-vă, nu vă mințiți unii pe alții. Suntem mereu îndemnați să retrăim relația unui cu alții, așa cum avem mereu verificarea asta în relația cu Dumnezeu. Apoi, când ne raportăm la Dumnezeu, cercetarea asta personală e indispensabilă la cina Domnului. N-am cum să stau nepăsător aici. Cine ia în chip nevrednic face o lucrare greșită. Cine ia în chip vrednic este plăcut lui Dumnezeu. Și marea întrebare asta, când iau un chip nevrednic sau când iau un chip vrednic? Pare un nonsens ceea ce voi spune acum, dar e un mare adevăr biblic. Când luăm noi în chip vrednic cina Domnului? Atunci când în urma cercetării noastre ne regăsim nevrednicia. Iau un chip vrednic atunci când îmi dau seama că sunt nevrednic înaintea lui Dumnezeu. Este imposibil într-o rugăciune de cercetare, într-o stare de cercetare a inimii să nu mă găsesc vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu mă găsesc vinovat înaintea lui Dumnezeu, nu sunt vrednic să iau din cina Domnului. Și nu vreau să fiu înțeles greșit, adică eu nu pot să vin oricum aici, recunosc că sunt nevrednic și de aceea Domnul mă învrednicește. Nu, pentru că în mod corect, dacă eu mă pocăiesc și îmi pare rău de lucrul acesta, când mă văd nevrednic, îmi dau seama încă o dată că depind în toate de harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu, că n-am niciun merit, că nu pot sta înaintea lui Dumnezeu pe baza propriilor merite. Și am nevoie de harul Lui și mă rog Domnului să mă ierte și am dorința aceasta să repar, să curăț, să dau afară tot ceea ce este vechi din viața mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ea e o lucrare continuă, nu pot să fie din când în când. Când mă simt eu bine, iau din cina Domnului că e ok, mă simt eu sfânt. E o concepție total greșită. Și știu că asta era pentru unele biserici din care proveniți, este o mentalitate împământenită. Vin la cina Domnului când m-am sfințit cu adevărat. Când am făcut eu tot ritualul dinaintea cinei Domnului săptămâna aceea și acum simt că sunt vrednic să stau înaintea lui Dumnezeu. E greșit, frații mei. Da, trebuie să mă sfințesc mereu, trebuie să mă curățesc, trebuie să dau importanță acestei lucrări. Dar n-am cum să stau înaintea Domnului și să recunosc sfințenia mea. Eu îmi voi recunoaște nevrednicia mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și are de-a face și cu partea viitoare, cu partea care am numit-o eu contemplativă. Adică Domnul Iisus le spune că nu voi mai bea și nu voi mai mânca din pâinea aceasta cu voi până o voi face din nou în împărăția lui Dumnezeu. Când stau la cina Domnului, n-am cum să nu-mi aduc aminte și de lucrul acesta. Că ceea ce fac acum este doar un preludiu, doar este o prefațare a cinei care va fi împreună cu mielul. Și stau cu bucurie gândindu-mă că dacă astăzi mă cercetez înaintea lui Dumnezeu, dacă astăzi iau un mod corect din cina Domnului, am toate șansele pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu pe baza ceea ce simt eu, să fiu și la masă împreună cu Domnul în împărăția Lui. Și Domnul să ne ajute să fim toți acolo prezenți. Dar dacă stau nepăsător, dacă nu mă cercetez, dacă nu trăiesc semnificațiile cinei Domnului, dacă vin și nevrednicia mea o las să predomine și spun așa, sunt nevrednic, de aia nu mă ridic și nu iau din cina Domnului, am toate șansele ca și acolo să nu fiu în prezența lui Dumnezeu. De aia e importantă, de asta punem accent pe toate aceste lucrări. Noi suntem într-un legământ, un legământ nou. Și unul dintre aspectele frumoase ale legământului era acesta, când două persoane făceau un legământ. Pentru că uitați-vă, Dumnezeu a luat lucruri din viața de zi cu zi, din viața de acolo, oamenii înțelegeau foarte bine noțiunea de legământ. Pentru noi e un pic mai greu de înțeles acum, pentru noi e mult mai legat de un contract, adică fiecare are o datorire, în fiecare parte din contract are o datorire. La un moment dat, dacă nu mai e chef, rup contractul și ai terminat. Nu, un legământ nu avea sensul acesta.
În legământul cu Dumnezeu, s-a vorbit și duminica trecută, Dumnezeu ia inițiativa, Dumnezeu pune prerogativele, Dumnezeu pune cerințele și El este credincios, El se obligă, se jură că nu-și va încălca niciodată promisiunile. Toată încrederea noastră, toată speranța noastră, toată nădejdea noastră, toată siguranța mântuirii despre care cântăm, despre care vorbim, care vine peste noi, este pe baza promisiunilor lui Dumnezeu, pe baza ceea ce simt eu. Frații mei, pot să fiu cât de pozitiv aș fi eu. Dacă n-am promisiunile lui Dumnezeu, eu n-am cum să trag concluzia că sunt copil lui Dumnezeu în continuare. Dacă n-am Duhul lui Dumnezeu care să mărturisească împreună cu Duhul meu că sunt copil al lui Dumnezeu, eu n-am cum să fac afirmații gratuite. Observați că totul se leagă de El. Totul este datorită Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Am harul, am credința, toate prin lucrarea Duhului Dumnezeu. Dar întotdeauna, și asta o crede oricine. Și cei care cred în predestinare și cei care nu cred, toți cred absolut acest lucru. Chiar dacă Dumnezeu mi-a dat har, chiar dacă Dumnezeu mi-a ales, chiar dacă Dumnezeu mi-a dat credință, dovada pe care o arăt eu că trăiesc cu Dumnezeu este ascultarea. Toți cei pe care i-a salvat Dumnezeu în mod miraculos, oamenii credinței, începând de la Adam, la Noe, toți și Avram au trecut prin procesul acesta al ascultării. Te salvez, te fac, dacă vrei, tatăl unui neam mare, dar trebuie să asculți ceea ce spun eu. Și în legământul acesta Dumnezeu pune cerințele și condițiile. Și spuneam că pe vremea aceea, unul dintre dovezile intrării într-un legământ era că se schimbau hainele între ei. Asta era semnul identității. Și uitați-vă dacă n-a făcut și Hristos lucrarea aceasta cu noi. Hristos ne-a dat haina neprihănirii și se vorbea și duminica trecută despre această tranzacție, acest schimb. Și noi trebuie să îi dăm haina răutății, haina, spune să ne dezbrăcăm de hainele acestea, de omul cel vechi. La cina Domnului medităm și asupra acestor lucruri. De aceea nu stăm nepăsători, nu stăm nepăsători în casa lui Dumnezeu, suntem la o lucrare importantă, vrem să-i dăm valoare, vrem să continuăm să ne închinăm, să-L onorăm pe Dumnezeu, vom asculta și predica peste câteva momente. Stăm în continuare în cercetare înaintea lui Dumnezeu. E mult mai important să trăim semnificațiile. E mult mai important să mă cercetez înaintea lui Dumnezeu și să iau un chip vrednic decât să particip și eu la cina Domnului. Mai mult părtășie cu Hristos decât participare. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Se vor ridica mulți în picioare. Noi nu vom sta să verificăm și nu avem cum să verificăm, să judecăm pe nimeni. Fiecare își face verificarea personală. Tu cu Domnul trăiești lucrarea aceasta și toți împreună facem lucrarea aceasta să fie unică și frumoasă. Domnul să ne binecuvinteze!